Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Așteptăm din moment în moment startul acestei partide. CFR Cluj va avea lovitura de începere. Bârligea este lângă minge. Așteaptă startul, flerul de start din partea arbitrului Sebastian Colțescu. În acest moment începe partida. Keita trimite în stânga, acolo minge pentru Bârligea. Bârligea este mai rapid decât Înghezana. 19 victorii ale CFR-ului, 26 de rezultate de egalitate, dar să vedem, această pasă foarte bună pentru Popescu. Preluarea însă este dezamăgitoare. Popescu ajunge și Sava apoi sare pe piciorul lui Ali Abei. De aici a fost și o lipsă de comunicare între cei doi. Foarte aproape a stat de ac de Manea în acest început de partidă. Ia să vedem șutul lui. Șut! Oh! Bară! Wow! Ce execuție! Încă nu s-a terminat. Nu trebuia să faulteze, exact, pentru că face un faul inutil, da. Exact. Revedem aici intervenția lui Sava la șutul de mai devreme al lui Șut. Sava trimite mingea în bara transversală. Altfel, cred că mingea s-ar fi dus sub transversală. Execuție de fotbalist al lui Șut, paradă de portar de calitate a lui Sava. Merge și cu stângul din acea poziție, dar Coman va bate Radunovice la derut acolo. Coman și gol! Foarte frumos a executat Florinel Coman această lovitură liberă. E penalti pentru el. La cum a bătut? Da, și uite, se iau la bătaie deja pe aici. Peluza începe să arunce cu obiecte în suporterii de la tribuna întâi, pentru că i-au văzut că s-au bucurat. Încep să se cațere și pe garduri, în timp ce noi revedem golul marcat de Coman. Și să-l vedem pe Bârligea, dacă este mai rapid ca și Înghezana. Bârligea intră în careu, însă șutează foarte, foarte slab. Unul dintre antrenorii CFR-ului iese la marginea propriei bănci de rezerve. Un șut aici, pe deasupra porția lui Bârligea. Repet, asta este soluția și cred că asta le-a cerut sau li s-a cerut de pe bancă lui Bârligea și lui Otele să încerce singuri. Pentru că e clar, acolo în ultima treime FCSB se blochează foarte bine cu Lixandru și Șut, care câștigă dueluri cu o ușurință debordantă. Da, până la urmă, iată, a trebuit să vină, revedem șutul de mai devreme al lui Bârligea, un șut complet ratat. Centrarea lui Deac, destul de bună! Șut, cred că este cel care respinge, e și o ciocnire acolo. Da, rămâne căzut la pământ Șut, reclamă o lovitură la cap. Să vedem cine a fost. Muhar. Era... Muhar a doua oară. Muhar a doua oară. Muhar în duel cu Șut. Că tot vorbeam de Muhar. E confortabil pentru orice antrenor să ai un mijlocaș central la închidere care să șuteze bine de la distanță și care să-ți creeze superioritate la fazele fixe. Singura metodă, spun eu, unde este, sau singurul capitol la care este superioară. Iată, și la această fază Manea trimite pe lângă poartă. Da, centrare perfectă a lui Deac pentru Manea, însă lovitura de cap a lui Manea modest rău. Revedem aici execuția lui Manea. Da, mă gândeam, în epoca Dan Petrescu, CFR marca multe goluri din acest tip de lovituri libere. De obicei... Centrare bună! Înghezana, poziție ideală, dar nu s-a întors unde a ajuns de repede și de bine. Să spun ceva, nu s-a așteptat Înghezana să centreze Popescu atât de bine. A, nu se aștepta să centreze bine. Uite, da. Dar ce bine se duce Înghezana. Eu cred că centrarea nu se aștepta. A fost perfectă. Eu cred că nu se aștepta să nu respingă Creșici mai degrabă. Asta zic, că nu se aștepta să-i vină mingea atât de bine. Da, nu despre asta e în fotbal. Așteaptă-te ca mingea să vină la tine, nu să nu vină. Olaru avansează. Nimeni nu-l atacă decisiv. Vine Coman. Urmează șutul lui Coman. Prinde prea mult exterior. Foarte frumoasă execuția lui Coman, o revedem acum. Cred că a prins puțin cam mult exteriorul, totuși. Dacă era pe spațiul porții, era mingi aruncate. Să-l vedem aici pe Afunu. Bine pentru Bârligea, dar Bârligea greșește. Mingea rămâne tot la el, șutează alături.
Oh, cum să te împleticești așa în fața porții? Dar Bârligea acolo nu trebuia să prea, trebuia să șuteze direct. Uite-te, face o preluare în plus aiurea, uite-te aici. Păi ce șansă aici. Mai... Bine, ok. Aici o preluare aiurea, trebuia să șuteze direct, nu să mai prea. Ce șansă mai clară de atât să ai cu FCSB? Dar de asta știi ce arată? Lipsă de minte la Bârligea, lipsă de inteligență. Da, dar compensează cu un suflet mare. Să nu fii răutăcioși, că nu e jucător chiar rău. Nu e chiar rău, dar dacă ar avea minte, ar fi și mai bun. Ezită să șuteze, acum Muhar. Muhar, minge deviată și va fi corner pentru CFR. Șut a fost cel care s-a aruncat în fața șutului lui Muhar. Muhar, cam cel mai bun jucător de la CFR astăzi. Dacă e să nominalizăm pe cineva, nu știu care ar fi al doilea, că n-a mai ieșit nimeni în evidență. Da, greu, greu să... Uite ce bine trăsese la poartă. Se ducea în celălalt colț. Da. Nu e niciun licurici pe la tribuna întâi sau... Ba da, sunt vreo câteva și pe aici. Iese și un scandal. El Cadurie, Zmardoiul, numărul 1. Cartonaj roșu, Creșici. Boban. Ah, Boban, scuze, da. Dar ce caută El Cadurie acolo? Băiatul ăsta a jucat 50 de minute tot returul. Mogoș face un semn, lasă că ne mai vedem noi. Aba, nu, uite, e desparte. Nu, îmi cer scuze. Uite, vezi, el e împăciuitorul. Pacificatorul. Mi-ar fi frică să fac scandal cu Mogoș în față. Dar uite, el a fost cel care i-a împăcat. Deci, Boban roșu, nu? Mai pierde un fundaș CFR. Vezi, clujenii temperamentali, Herman Stadu Cluj la fel, fundașii de pe bancă și au roșu că se iau la bătaie, uite acum și la CFR, același lucru. Keita, unul dintre cei mai supărați de pe banca CFR-ului. Dar de la ce a plecat, Cătălin? Eu mă uitam după licurici. De la ce a plecat? De la intervenția lui Boban. Ia, uite că avem reluare. A, asta a fost. Ce s-a întâmplat? A beit la... Lovit, presupunem, pe Popescu. Nu cred că de acolo au sărit. Cred că între timp a fost intervenția, dar nu în cadrul ăsta. A, ba da, roșu Abeid. Da. Și dacă ai vedea cât de liniștit e în viața privată. Și este victorie mare de tot pentru FCSB. Final de partidă, 1-0 pentru FCSB în Gruia. A șasea partidă consecutivă. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!